Ora 19, doamnelor, domnilor, special B1 TV, sunt Eli Roman. Schimbăm un pic registrul, lăsăm protestele sociale, ne îndreptăm un pic asupra clasei politice, atenția, dincolo de răspunsurile și negocierile pe care le-au avut cu diverse clase sociale, de la fermieri, transportatori, medici de familie și așa mai departe, despre cum se pregătesc aceștia pentru super anul electoral 2024. Discuția va porni de la cel mai recent sondaj Ipsos finanțat de cerut de USR, care ne arată că PSD-ul este favorit în București la europarlamentare, USR-ul este pe locul 2, iar PNL-ul este la mare distanță de primele două clasate. Dați-mi voie pentru început să vă prezint invitații mei și ai dumneavoastră, după care să începem dezbaterea. În legătură video cu noi, jurnalista Ioana N. Dojoiu de la Spot Media. Bună seara, mulțumesc tare mult, Ioana! Bună seara. Și în platou alături de mine, Radu Delicote, specialist în comunicare publică. Bună seara, mulțumesc de asemenea pentru prezență! Haideți să vedem ce ne arată acest sondaj dat publicității undeva în marți, la începutul săptămânii, despre intențiile la vot ale alegătorului în București. Potrivit sondajului, PSD conduce în intențiile de vot ale alegătorilor din București, urmat de USR și de PNL, liberalii aflându-se la mare distanță în urma partenerilor de guvernare, dar și a partidului condus de Cătălin Drulă. Astfel, dintre respondenții care cel mai probabil vor merge la vot la alegerile europarlamentare, 33,7% ar vota cu PSD. Pe locul 2 se clasează USR cu 26,5%, în timp ce PNL se află pe locul 3, cu un scor de peste două ori mai mic decât PSD. Concret, liberalii ar fi votați la europarlamentare de doar 16% dintre alegătorii din București, care cel mai probabil vor merge la vot. Pe de altă parte, dacă luăm totalul alegătorilor din capitală, indiferent dacă merg sau nu la vot, lucrurile stau și mai prost pentru liberali. 40% dintre bucureșteni își îndreaptă intenția de vot către PSD, pe locul 2 fiind USR cu peste 22%. Liberalii sunt tot pe 3, însă doar cu 15% din intențiile de vot ale locuitorilor capitalei. Sondajul a fost realizat de Ipsos la comanda USR, iar datele au fost culese în perioada 1 noiembrie 18 decembrie, prin metoda față-înfață la domiciliul respondenților, prin intermediul chestionarului. Volumul eșantionului este de 5400 de persoane cu vârsta de 18 ani și peste. Eroarea maximă admisă a datelor este de plus-minus 1,3%. Încercăm să înțelegem un pic, dincolo de aceste cifre statistice din sondaje, să contextualizăm aceste scoruri obținute de partidele politice în România, iată, în cazul alegătorilor din București. Ioana N. Dojoiu, dacă ne uităm la aceste date, ce ți-a atras cel mai mult atenția? Apropierea foarte mare dintre AUR și PNL. În acest moment putem într-un fel considera că AUR aproape că ajunge să sufle în ceafa PNL, care este desprins de plutonul, să zicem, fruntaș. Asta ce ne arată? Că practic PNL și-a pierdut complet identitatea, ceea ce n-ar trebui să fie o surpriză. Nu-și mai reprezintă niciun fel electoratul, să zicem, tradițional, un electorat antreprenorial, de dreapta și centru-dreapta, liberal, că așa îi spune și numele, pentru că PNL în momentul acesta a devenit un amestec de conservatorism, care nu e foarte prizat în București. Bucureștenii nu sunt un electorat cu asemenea orientare. Ne putem uita și care este viziunea, de exemplu, electoratului bucureștean în chestiunea parteneriatelor civile, de exemplu, acolo este un indicator. Deci ei s-au dus spre o zonă conservatoare pe care o partajează cu AUR, în vreme ce pe parte de măsuri economice a devenit un fel de anexa social-democraților, da? Votând pe bandă rulantă toate, acceptând pe bandă rulantă toate populismele PSD-ului și toate măsurile PSD, pe care PSD-ul le centrează către propriul electorat țintă, da? Care n-ar trebui să aibă nimic de a face cu liberali.
Atunci un partid fără identitate, sigur că începe să se topească spre zona asta conservatoare, extremistă. Și continuă în acest trend liberalii, nu i-am văzut prea prezenți în aceste proteste sau cel puțin în negocierea acestor proteste, reclamat lucru de altfel și de Mihai Tudose, am văzut că protestele au adus ceva disensiuni în coaliție. Liberalii au încercat să se joace aici de opoziție, având în vedere că miniștrii de linie în privința acestor două proteste sunt miniștrii PSD, și domnul Grindeanu și domnul Barbu, sunt miniștrii social-democrați. Atunci au preferat să joace cartea stăm pe margine și mai... Deși banii sunt la liberali. Deși banii sunt, dar asta știți cum e, până la Boloș, până la urmă, față în față cu electoratul, era genialul domnul Barbu. Domnul Grindeanu. Marea problemă a liberalilor este că în acest moment, și este o chestiune care deja se cronicizează, vine din spate, ei nu au lideri reprezentativi. Nu au lideri puternici pe care să îi împingă în față, care să le trimită mesajele. Domnul Ciucă nu este un lider politic, oricum l-am luat. A fost un militar de carieră, putem considera că e un om de bună credință, putem să-i apreciem sau nu prestațiile tehnice în calitate de premier, sunt alte discuții. Dar ca lider politic nu are nicio treabă. Nu înțelege, nu-i place politica. În jurul domnului Ciucă sunt tot felul de personaje care vin de undeva din spate și care sunt la fel de nereprezentative, gen domnul Bode, de exemplu, care este o nenorocire pentru Partidul Național Liberal. Iar personajele reprezentative sunt cumva exilate. Și domnul Boc, și domnul Bolojan își dau seama că, pe de o parte, nu sunt agreați de încă atotputernicul Klaus Iohannis, pe de altă parte, așa cum arată PNL-ul acum cu actuala lui echipă de conducere, pentru că nu e vorba numai de domnul Ciucă, nu prea e nimic de făcut cu el. Trebuie să vină cu adevărat un seism care să măture actualul establishment al PNL-ului și eventual să o ia de la capăt, însă ceasul tică. Asta vreau să zic, ar mai fi timp pentru această resetare? Nu știu, asta nu pot să spun. Probabil că după europarlamentare și dacă eșecul pe care îl vedem profilându-se se va confirma, și nu văd niciun motiv pentru care să nu se confirme, numai o minune dumnezeiască poate să schimbe acest lucru, dacă acest lucru se va confirma, probabil că va urma un seism, dar nu știu dacă nu va fi foarte târzie această eventuală schimbare. Radu Delicote, ce ar trebui să ne îngrijoreze mai tare? Faptul că liberalii scad atât de puternic în aceste sondaje sau că aurul vine și le suflă în ceafă, poate chiar să-i depășească până la europarlamentare sau acolo? Îngrijorarea, nu știu dacă trebuie să fie foarte mare, mai degrabă m-aș uita la altceva. Mi se pare foarte interesant că acest sondaj de opinie a fost făcut față în față. Aici este o nuanță extrem de importantă. Deci nu la telefon, cumva de cele mai multe ori cei care au participat la sondaj, deci cei care au răspuns întrebărilor, m-aș duce chiar foarte sincer către validitatea răspunsurilor. Deci... Uh-huh. Tendința se vede. Tendința de eroziune a partidului la nivel de încredere a liberalilor se vede deja, pentru că și doamna Dugioi a subliniat foarte bine, se joacă de opoziție fără să fie în opoziție. În opoziție. Da, deci cumva această horă, dar în care nu se pot așeza nici într-o parte, nici în cealaltă, se vede deja în intenția de vot. Ce mi se pare interesant este, de fapt, și la ce trebuie să ne uităm, nu numai pe București, vreau să ne uităm pe național, pentru că europarlamentarele vor fi un prim test electoral pentru fiecare partid în parte, va fi scorul, atenție, psihologic. Deci, dacă PSD reușește să ia peste 30%, dacă PNL reușește să ia peste USR sau dacă USR reușește să ia peste PNL, dacă AUR ajunge pe locul 2 sau ajunge pe locul 3, aceste scenarii, dacă vreți, vor da o tendință pentru alegerile următoare. Nu neapărat locale, nu mă uit neapărat la locale, pentru că la locale este altă tipologie electorală, ci mai degrabă pentru parlamentare și eventual prezidențiale. Deci discuția de la europarlamentare, și de aici nu vedem încă stabilirea unui establishment al liberalilor foarte sigur, foarte solid sau foarte, eu știu, deja ancorat în prezidențiale, de aici și nici nu vedem vreo tendință a fiecărui partid să-și prezinte o garnitură electorală pentru prezidențiale sau pentru toamnă, este că fiecare partid se pregătește întâi de aceste scenarii, cum le-am zis, psihologice vis-a-vis de rezultate. Deci, cred că tendința partidelor din opoziție, anume USR și AUR, este naturală să crească,
Pentru că amândouă, în general, când ești în opoziție, poți să contabilizezi mai bine o nemulțumire populară, populistă sau populară, unul la mână, și doi la mână, tendința partidelor de la guvernare este natural să scadă, pentru că automat te erodezi la nivel de încredere. Singura discuție, și vedem aici nuanța, este că PSD-ul reușește astăzi, ce țin pe București, ce țin acest sondaj de opinie, să capitalizeze mai bine la nivel de imagine. De ce? Cine punctează la nivel de imagine pentru PSD? Punctează comunicarea mai disciplinată comparativ cu PNL-ul la nivel de gestiunea crizelor. Deci odată când ai premierul, și premierul care reușește să coaguleze sigur o nemulțumire, dar reușește să, mai mult sau mai puțin realist, să pară sau să rezolve o serie de probleme, cumva partenerul de guvernare automat va pierde la nivel de încredere, pentru că capitalizarea și în general în comunicare, elementele de emoție funcționează foarte direct și concret. Fie îți place, fie nu îți place. Ori în acest moment vedem că la nivel de disciplină electorală, deci de vot, deci de intenție de vot, PSD-ul cumva se postrează, dar PNL-ul pierde. Deci PNL-ul mai degrabă capitalizează la nivel negativ, dacă vreți, neîncrederea populară, da? Sau faptul că este la guvernare, sau nemulțumirea, eu știu, anumitor categorii sociale, mai mult decât PSD-ul. Ori pe termen lung aceasta poate să dea o tendință de vot pentru, cum spuneam, parlamentare și eventual prezidențiale. Mă uit și la predicțiile pe care le-a făcut președintele Consiliului Național Politic al Partidului Social Democrat, sociologul Vasile Dâncu. A făcut așa o analiză a politicii, arătând, iată, că PSD-ul nu a mai avut președinte al României de un sfert de secol și că socialdemocrații nu se pot resemna cu acest lucru. Este clar tuturor, da, că nu vor fi de acord decât cu un președinte al PSD acolo la Palatul Cotroceni. Vreau să vedem însă aceste profeții și să ne întoarcem la dezbatere. Sociologul Vasile Dâncu crede că este foarte dificil pentru PSD în acest moment să găsească un alt candidat la președinție în afara lui Marcel Ciolacu. Asta deși recent șeful PSD s-a arătat dispus să susțină și un alt prezidențiabil, dacă acesta ar avea mai multe șanse decât el. Decizia va fi luată după alegerile europarlamentare și chiar dacă partidul îl susține pentru candidatură, actualul premier este cel care va avea ultimul cuvânt. În eventualitatea în care nu ar candida la funcția supremă în stat, Ciolacu ar putea rămâne în continuare președintele PSD, crede Vasile Dâncu. Contează foarte mult mandatul de prim-ministru pe care l-are în acest moment. Eu cred că în acest moment este definitiv și definitoriu acest mandat de premier și pentru viitoarea lui carieră politică, dar și pentru candidatura, posibila candidatură la prezidențiale. Chiar dacă ar avea un alt candidat, Marcel Ciolacu ar putea să conducă în continuare partidul foarte bine într-un alt aranjament, să zicem, politic, pentru că în acest moment este, aș putea să spun, regina noastră de pe tabla de șah. Și atunci, evident că este clar că va rămâne. Mai ales că nu este un lider care să acapareze toată puterea, care să-și creeze adversități. Este un lider care împarte puterea și acest lucru este un avantaj pentru dânsul. Pe de altă parte, sociologul social-democrat a făcut și câteva predicții pentru alegerile europarlamentare. El anticipează că PSD va fi câștigătorul scrutinului cu aproximativ 30% din voturi. Pe locul secund se va situa nu PNL, ci AUR, care ar obține în jur de 20%, iar liberalii vor fi pe locul 3, cu un procent cuprins între 15 și 18% din voturi. Dacă PNL ar coborî spre 15%, acesta ar putea fi un avantaj pentru PSD în cadrul negocierilor din coaliție. Ar fi însă și un semnal clar că liberalii au nevoie de o schimbare internă majoră. Este foarte greu cu un scor mic să ai ambiție atât de mare, a mai completat sociologul Vasile Dâncu. Da, Ioana Ene Dojoiu, câteva considerații despre această regină de pe tabla de șah a PSD-ului, domnul Ciolacu, și cu ce perspective pentru a ocupa și locul de la Cotroceni. Da, cred că domnul Dâncu are dreptate cap-coadă. Mă referam și eu mai devreme la schimbarea care s-ar putea întâmpla la PNL după europarlamentare. Nu știu dacă ar fi în timp util, spuneam acum câteva minute, dar probabil se va întâmpla. În ceea ce îl privește pe domnul Ciolacu, cred că ezitările domniei sale de a-și asuma candidatura prezidențială cresc proporțional cu tensiunile acestui an politic și
care vedem că a început în forță din acest punct de vedere, cu protestul fermierilor și al transportatorilor, al medicilor, dar vor fi și altele succesive, pentru că s-a acumulat foarte multă enervare și frustrare în societate. Din timpul pandemiei se tot acumulează și se tot descarcă. Iar actuala guvernare, prin performanțele ei, nu face decât să o amplifice. Deci, da, pentru domnul Ciolacu, cred că mai avantajos și mai înțelept ar fi să fie ceea ce se numește the kingmaker, nu the king, adică să își asume lansarea unei candidaturi, unui personaj social-democrat în suflet, spunea domnul Ciolacu, nu neapărat cu carnet. Unui personaj social-democrat către Cotroceni, eventual o candidatură comună cu un PNL care la 15% ce să mai comenteze, cum spunea și domnul Dâncu, pe care să-l planteze la Cotroceni, fără cine știe ce putere în PSD, fără riscul de a-i crea probleme în partid și să fie, în fapt, the king, totuși, adică premierul care în parte face drege pentru următorii 4 ani. Marea problemă în fața acestui scenariu nu cred că sunt atât orgoliile domnului Ciolacu. Din punctul meu de vedere, este un personaj foarte rațional din punct de vedere politic. Nu l-am văzut aruncându-se, nu l-am văzut făcând gesturi de bravadă. E calculat, știe istoria. De fiecare dată când are ocazia, spune că a învățat lecțiile istoriei, știe ce se întâmplă cu președinții PSD care pierd. Și atunci, a învățat singura... lecțiile istoriei sau ale consilierilor? Și cred că și una și alta, dar mai ales ale istoriei. Spuneți-mi un președinte PSD care a supraviețuit pierderii alegerilor. Numai Ion Iliescu, dar și el a avut o perioadă în care era cam gol în jurul domniei sale, dar Ion Iliescu era totuși o statură anume în partid. Deci singurul impediment cred că este presiunea constantă pe care o face partidul asupra domniei sale să candideze. Unii cu buna credință, președintele nostru trebuie să fie președintele țării, alții abia așteptând să-l vadă cu capul rostogolit pe scări după înfrângere sau pur și simplu plecat la Cotroceni ca să-și împartă ei după aceea partidul. Și această presiune vom vedea cum va reuși să o joace în acest an electoral și dacă va reuși să evite până la urmă această capcană care se anunță prezidențiale din anul acesta. Un an prezidențial din punctul meu și din punctul meu de vedere un an electoral, nu numai prezidențial, cu totul atipic față de ceea ce am văzut până acum, în care mașinările de partid aveau locul lor, președinții de partid. Nu. Cred că masa este complet răsturnată anul acesta și nu numai la noi. Asta se întâmplă în acest vedem moment. La nivel mondial alegerile care vor avea loc în foarte multe state. Mă uit un pic mai atent la aceste predicții ale lui Vasile Dâncu pentru europarlamentare. Radu Delicote spune că PSD va câștiga. Pe locul 2 însă, Vasile Dâncu îi dă pe cei de la AUR și pe locul 3 pe cei de la PNL. Și pe locul 4 pe cei de la USR, prin deducție logică, da. Mi se pare foarte interesant momentul în care a ieșit sociologul PSD-ul cu aceste predicții, apropo de tensiunea socială care există, apropo de protestele care sunt, cu acest mesaj pe care eu l-aș interpreta, să știți, mai degrabă adresat PNL-ului indirect, deci un soi de bateșeaua ca să priceapă iapa. Nu este de fapt nu-l văd ca pe un elogiu adus președintelui partidului, ci mai degrabă îl văd ca pe o predicție adusă PNL-ului vis-a-vis de trendul de care discutam mai devreme al alegerilor europarlamentare. Asta unul la mână. Doi la mână, mi se pare foarte interesant că, și să știți că aici împărtășesc viziunea domnului Dâncu, AUR cred că va capitaliza foarte puternic în diaspora, votul la europarlamentare. Și da, va fi iarăși un trend electoral foarte interesant după aceea, de văzut dacă va reuși să păstreze sau nu acest trend, sau această capitalizare, sau această intenție de vot pentru locale și pentru parlamentare. Să știți că prezidențialele, sunt de acord, sunt importante, dar sunt importante la nivel de percepție, la nivel de mașinărie de partid sau la nivel de influență politică sau la nivel de importanță cu adevărat strategică pentru România astăzi în 2024, eu m-aș uita foarte, foarte atent la locale și la parlamentare. Cred că cele două tipuri de alegeri, tipologii de alegeri, sunt cu adevărat cruciale pentru cum va arăta România, știți întrebarea aceea, 5 ani, generic. Aici am uit la componența viitorului Parlament și la componența și la harta, dacă vreți, electoral desfășurată în județe. Deci mi se pare extrem de important și nu văd neapărat
dacă vreți, trendul de la europarlamentare să urmeze 1, 2, 3, să urmeze în tocmai 1, 2, 3 rezultatul în locale sau în parlamentare, din motive pur organizatorice până la urmă, din motive, dacă vreți, de mobilizare electorală, dar cred cu tărie că jumătatea anului 2024 până în iarna lui 2024 sunt extrem de importante, cruciale pentru cum va arăta România în următorii. Ce scenarii se pot contura pentru această a doua jumătate, Ioana N. Dojoiu, pornind și de la cele spuse de Vasile Dâncu, că dacă PNL-ul va obține doar 15% din voturi la alegerile europarlamentare, atunci aceștia vor fi mai maleabili în a face o nouă coaliție cu PSD, care va avea nevoie de un partener de guvernare. Dar dacă PNL-ul poate, nu știu, în revoluția internă după europarlamentare, se gândește să cotească tot așa spre vechii prieteni de dreapta, USR, Forța Dreptei, PMP, poate fi un scenariu? Mie mi-e destul de greu să cred asta, pentru că această cotire despre care spuneți ar presupune totuși ca PNL să iasă de la guvernare după europarlamentare. Adică ai cotit-o spre USR și Forța Dreptei, trebuie să ieși, n-ai ce să faci. Sigur, ar rămâne un guvern minoritar PSD, care ar deconta toată, cu UDMR probabil ar lua înapoi, care ar deconta nemulțumirile, dar ar avea și ce împărți. Și mă întreb, ar fi PNL dispus să piardă absolut totul în an electoral? Pentru că dacă se pricepe la ceva PSD-ul, sigur se pricepe să curețe până la ultimul om din administrație, putere, poziții cheie, după ce PNL-ul ar pleca. Adică nu mă îndoiesc că în chestie de săptămâni ar fi cu toții evacuați, cu toții, plus primari fără bani. Și atunci nu s-ar uita PNL în zare după primarii lor, cum s-ar încolona cu toții la rândul lor, unde ar vedea cu ochii, care către PSD, care unde ar putea, care poate către AUR. Deci nu, pentru, de-aia spuneam că este târziu pentru această revoluție, nu mai face în an electoral. Deși unele voci din USR, Ioana N. Dojoiu, așteaptă întoarcerea așa în genunchi a liberalilor după europarlamentare către USR. E firesc să aștepte. E normal, vor să-și crească ponderea. Pe de altă parte, împărtășesc 200% părerea domnului Dericote că nu prezidențialele sunt scrutinul esențial. Și în general, din păcate, la noi, percepția asupra funcției prezidențiale este complet nerealistă în raport cu forța constituțională, dacă o este să luăm pe litera Constituției, a funcției prezidențiale. A, dacă vine un președinte precum Traian Băsescu care împinge limitele foarte departe și o joacă cu pedala la blană, cum se zice, putem discuta altfel. Dar în litera ei constituțională, nu funcția prezidențială este sediul puterii în România, ci Palatul Victoria este sediul puterii în România, biroul premierului României. Deci, și iar premierul României depinde de majoritate, în primul rând, că președintele îl propune, ok, dar și el are o marjă în care îl poate propune, că nu poți să vii chiar cu oricine dacă e clar că nu poți să facă majoritate. Am văzut-o și la Traian Băsescu și Traian Băsescu s-a supus majorității. Țineți minte că l-a propus pe Victor Ponta în chestie de câteva ore. A înțeles? Ăsta e jocul, s-a închis. Deci, pe scurt, nu cred că PNL va face acest pas, pentru că nu are nici liderii, nici puterea, nici viziunea și nici timpul necesar pentru această aruncare în gol. Tot ceea ce poate spera este să-și îmbunătățească scorul pentru a obține o voce mai puternică în discuția cu PSD-ul pentru viitoarea guvernare, pentru că, într-adevăr, ne îndreptăm aproape inevitabil spre încă o, nu știu, 4 ani, dar încă o guvernare PSD-PNL, având în vedere că niciunul dintre cele două partide nu va putea să se alieze cu AURU. Da, PSD-PNL, UDMR își găsește locul în această coaliție de guvernare după 2024? UDMR se întoarce, puteți să-l considerați întors deja. Nu despre UDMR e vorba. Dar niciunul dintre cele două partide nu își poate permite o alianță cu AUR, chiar dacă poate la procente ar ieși, nu știu, în cazul PSD-ului, pentru că îți dinamitezi poziția externă definitivă, adică te compromiți într-un asemenea hal în plan internațional și așa cât a muncit Marcel Ciolacu să reconstruiască relația cu socialiștii europeni după episodul Dragnea. Deci cred că lucrurile vor rămâne așa cum sunt, iar PNL-ul tot ce poate să joace e la supraviețuire și la
un scor care să-i permită să ia mai mult decât ministerele turism, sport, cultură și nu știu... Își dorește ceva, foarte ceva. Mult, cel puțin declarativ, Vasile Dâncu, dar e clar că și PSD-ul n-a dat președintele. E firesc pentru că au acum oferată de oportunitate, aș zice chiar reală. Pe lângă așteptare, pe lângă, dacă vreți, construcția și metaforele acestea drăguțe cu regina și cu liderul împăciuitor, etc., etc., e o fereastră reală de oportunitate electorală prin care PSD-ul astăzi poate să dea președintele. De ce? Pentru că nu mai ai, în momentul de față, un partid de dreapta atât de bine ancorat în să spunem, intențiile de vot ale populației, unul la mână. Doi la mână, ai un partid care poate să devină prin ștampilare, și aici mă refer direct la UR, prin ștampilare de imagine și de comunicare, răul cel mai mare. Deci PSD-ul poate iarăși să capitalizeze pe răul cel mai mic, ne întoarcem la nivelul și contextul anului 2000, dacă vă aduceți aminte prezidențiale de atunci, și cumva sunt șanse mari să se petreacă această situație cu răul cel mai mic și cu merge să ieșim motivați să nu știu, sprijinim la un președinte care poate să fie răul cel mai mic. Asta unul la mână. Și doi la mână, să știți că fiecare partid astăzi își calculează obiectivele electorale diferit. Sau ce puțin ar trebui. Cred că fiecare partid are cu totul și cu totul alte percepții vis-a-vis de 2024, tocmai pentru că sunt atât de multe alegeri. Fiecare partid vrea să-și maximizeze rezultatele. Nu cred că este vreun partid astăzi în România, n-ar trebui să fie din perspectivă de comunicare, din perspectivă de imagine și politică, să-și dorească victoria în toate cele trei sau patru, de fapt patru, cinci, dacă vreți să punem două rânduri de alegeri la președinte, la prezidențiale, să-și dorească victoria peste tot. Fiecare partid vrea să-și maximizeze ce își poate maximiza. Unele, poate mai multe locuri în Parlament, altele poate, eu știu, o victorie de imagine în teritoriu, unul își dorește președintele, etc., apropo de supraviețuirea de mai devreme, altul să reușească să rămână la guvernare și așa mai departe. Radu Delicote, Ioana Enedogeu, mergem pe scenariul în care PSD-ul va da președinte, premier și restul, niște ministere acolo în acest guvern de coaliție? Să știți că în 2024 un partid care are disciplină electorală s-ar putea să câștige mai mult pe termen lung, pentru că 2024 este un maraton, nu este nici de cum un sprint electoral. Deci s-ar putea să câștige mai mult la nivel de capital politic și automat să poată să dea președintele, să poată să facă o guvernare într-o stabilitate, dacă vreți, parlamentară, ca să dea și premierul sau ca să există o negociere în acest sens. Deci da, eu văd astăzi, nu știu dacă la prezidențiale, dar eu văd astăzi PSD-ul să obțină un scor psihologic peste 30%, care pe o intenție de vot din ce în ce mai mică, cum o vedem, va conta cel mai mult, poate locul 1, poate locul 1-2 acolo, la bătaia peșterii, dacă folosesc expresie colocvială. Dar să știți că rezultatele de la europarlamentare, repet, o să difere cu cele de la locale. Deci nu o să mai avem 1-1 ordinea partidelor a rezultatului de la europarlamentare la locale și în speță la parlamentare. Ioana Enedogeoiu, ăsta este scenariul pe care îl vezi cu președinte, premier, PSD, PNL și UDMR pe acolo și ei în coaliția de guvernare, sau mai există, rămânem și cu scenariul acela cu Iohannis la Consiliul European, Ciucă, propunerea PNL la Cotroceni și păstrând guvernarea cu PSD-ul în 2024. Asta s-a fusit deja, nu se pune nicio problemă. Nu discută nimeni, în afară de noi, nu discută nimeni în Europa de Iohannis la Consiliul European. Dar nimeni. Numai la noi este această discuție inflamată la care toată lumea... Pentru că nu se poate matematic să ia PP-ul tot, că tot vorbim de luat tot. Nu este în poziția, ca popularii nu sunt în poziția să ia toate funcțiile importante, top jobs, cum se numesc în construcția europeană. Și nu vor renunța la Comisia Europeană, în președinția Comisiei Europene. În ceea ce ne privește, dacă ar fi o funcție în care sigur aș înfige steagul PSD-ului, sau cel puțin ca intenție fermă, este funcția de premier. Deci la aceea nu cred că ar renunța în ruptul capului. Este funcția cheie, spuneam mai devreme, este realul sediu al puterii, și iar funcția de premier depinde foarte mult de dominarea alegerilor parlamentare, dar de acolo vin. Cred că vor avea un președinte convenabil, ori chiar un social-democrat,
Poate domnul Ciolacu, eu nu exclud varianta asta, dar e o variantă riscantă pentru domnia sa. Dar în orice caz un președinte extrem de convenabil, care să nu ridice probleme viitorului premier care trebuie să fie Musei social-democrat. În ceea ce privește localele, acolo lucrurile sunt făcute de actualii primari și este scrutinul care dezavantajează cel mai mult AUR și noul partid al Dianei Șoșoacă. De aceea și bătălia liberalilor de a muta prezidențialele atunci pentru, pentru ca candidatul lor la prezidențiale, cine va fi, dacă va fi domnul Ciucă, sau, să fie, să beneficieze de toată mobilizarea partidului la maximum potențial. Și maximum de potențial este la local. Atunci tot firul ierbii se încordează. Deci nu e greu de spus, vom avea indicatorul foarte clar politic la europarlamentare, localele vor fi într-adevăr diferite, iar funcția cheie pentru care PSD-ul va lupta va fi funcția de să păstreze guvernare. Guvernul. Da, cu sau fără domnul Ciolacu, acolo unde îl vezi mai bine, candidat pentru funcția de președinte sau de premier? Am spus, cred că l-ar avantaja să fie kingmaker și să rămână premier. Premier. Cred că asta l-ar avantaja mai mult, cu o majoritate confortabilă în spate și cu un președinte inofensiv la Codroceni pe care cine, să cine ar fi acel social-democrat inofensiv? Greu de spus, dar știu că toată lumea își caută independentul în momentul ăsta. Toată lumea, inclusiv George Simion, caută independentul. Asta apropo de certitudinea că turul 2 ar putea fi George Simion versus, să zicem, Marcel Ciolacu. N-am neapărat această certitudine. Am certitudinea că și George Simion caută un independent. Dacă îl va găsi sau nu, asta este o altă discuție. Independentul care a mai avut așa un traseu către prezidențiale, domnul Mircea Joană, nu știu. Al cui va fi? Nu știu. Sau cine îl va racola? Nu știu. În teorie, cel mai probabil se va duce către și cu PSD. Dar nu știm. Nu avem niciun candidat la prezidențiale astăzi, din motive foarte, foarte ușor de înțeles. Cu cât prezinți mai devreme un candidat potențial ancorat în lupta pentru prezidențiale, cu atât se va eroda. Este țintă, își pune țintă pe spate la toate atacurile care pot veni la nivel de imagine publică și atunci niciun partid automat nu își asumă acest lucru. Și e normal să o fac. Cred că vom avea, dacă vreți, o listă nu finală, ci intermediară de potențial candidați la prezidențiale cel mai devreme din iulie-august încolo. Onest vorbind, iulie-august, când este încă perioada aceea de relaxare, concedii, etc., vom vedea un soi de încălzire pe marginea terenului, un joc de glezne al unor potențial candidați din fiecare partid în parte. Și cred cu tărie că fiecare partid va avea o propunere de candidat. Deci nu vom vedea, ce obțin în primul tur de alegeri, nu vom vedea vreo alianță politică între, nu știu, partidul X și partidul Y. Ioana Enedogioiu, împărtășești viziunea lui Radu Delicote, cum vezi? Mai puțin în chestiunea Joană PSD, pentru că acolo există o ură viscerală împotriva domnului Joană, a multora din partid, multora care sunt acum chiar în poziții de decizie. Cred că va fi greu de depășit. Sunt și episoade personale între ei, dar este și acea uriașă dezamăgire pe care partidul a trebuit să o digere în 2009, a digerat-o, dar a digerat-o împreună cu candidatul care a pierdut. Și el a fost atunci digerat. Deci nu cred că domnul Joană poate să aibă susținerea PSD-ului. Domnul Joană însă pare foarte hotărât să candideze. Atât de hotărât să candideze încât mai în glumă, mai în serios ar candida și dacă nu s-ar organiza alegeri. Ceea ce este o foarte mare problemă pentru PSD, pentru că există un pazin PSD care se va duce spre domnul Joană. Cât e el de mic sau de mare, știu că sunt sondaje, PSD-iștii le contestă. Nu intru în această poveste că nu am instrumentele necesare să socotesc dacă sunt corecte sau nu acele sondaje. Fapt este că totuși va lua o bucată de la PSD-iști. Ori acea bucată poate să însemne riscul PSD-ului să nu-și împingă candidatul în turul 2 la o adică. Sunt probleme. Domnul Joană poate să le fac, nu știu că poate câștiga alegerile, dar dacă candidează împreună cu un candidat al PSD-ului, poate să-i provoace foarte mari pierderi. Dar asta încă se joacă. Domnul Joană poate primi o altă funcție foarte importantă, nu?
totul e până la urmă pe masă într-un asemenea an. Cu cărțile pe masă, da. Ne oprim pentru o scurtă pauză publicitară, ne întoarcem. Vreau să aducem în această discuție despre acest super an electoral și miza politică a Bucureștiului ca și capitală politică, adică aducerea de către Partidul Național Liberal, a Partidului Social Democrat, a liderului Uniunii Europene în România anul acesta. Vom încerca să vedem cât de mult le va fi de ajutor acest lucru celor două partide după scurta pauză. Continuă special B1 TV, doamnelor, domnilor. Vă spuneam înainte de pauza publicitară că liberalii și social-democrații din România vor aduce în lunile următoare cei mai importanți lideri ai Uniunii Europene, dar și de la nivelul statelor Uniunii Europene, în adunări preelectorale și în încercarea de a arăta relevanța partidelor, celor două partide politice, partidele coaliției, la nivel european. Este vorba mai întâi în luna martie, vom avea această primă întâlnire a Congresul PPE, respectiv în aprilie, socialiștii europeni vor veni la București. Încercăm să traducem, să înțelegem acest șir de evenimente preelectorale. Radu Delicote în continuare alături de mine și Ioana Enedogioiu. Radu Delicote, încep cu tine. Păi fiecare partid își aduce, să zic eu, familia europeană în București ca un gest simbolic, ca un gest, dacă vreți, de a manifesta valorile pro-europene pe care fiecare dintre aceste două partide, că discutăm de populari europeni, că discutăm de socialiști europeni, le are. Și în cheia asta aș și interpreta, dacă vreți, discursurile când le vom vedea în agenda publică. Fiecare dintre liderii politici vor ieși cu mesaje pre-europene, cu mesaje, dacă vreți, vis-a-vis de, nu știu, continuitatea României, parcursul vestic, etc., etc., etc. Nu văd mai mult de atât, unul la mână. Nu văd, de exemplu, acest tip de congres, acest tip de întâlnire să se întâmple înainte de locale sau înainte de parlamentare. Deci cumva e firesc să se întâmple înainte de alegerile europarlamentare. Uh-huh. O dată și doi la mână, cred că și în contextul deschiderii granițelor aeriene și Schengen, parțial Schengen, este un punct de vedere. Deci, mai mult de atât n-am ce să spun, tocmai pentru că asemenea congrese au loc periodic, deci cumva familiile europene se întâlnesc fie la București, fie în alte părți, depinde de fiecare lider politic și da, vor fi mesaje de coeziune și de transfer de imagine de la Bruxelles către București și invers. Se vor traduce, Ioana Enedogioiu, aceste evenimente preelectorale și în vreun boost electoral pentru cele două partide? Nu cred. Nu cred. Adică că, uite, avem și noi politicieni influenți la nivelul Uniunii Europene, vin și la noi în vizită. Nu cred. Cel puțin în cazul popularilor, de exemplu, nu există, după cum știm, o foarte mare popularitate a actualei conduceri populare a Comisiei Europene, nu? Ursula von der Leyen nu este chiar cel mai prizat personaj în România, mai ales în contextul vaccinurilor și așa mai departe. Nu spun dacă e corectă sau nu această percepție, de aia există. La socialdemocrați, sigur, este încă o dovadă a faptului că nu e așa, ce spuneam și mai devreme, Marcel Ciolacu a reușit să scoată PSD-ul din izolarea în cadrul propriei familii europene pe care o reușise domnul Dragnea în urmă cu câțiva ani, dar nu mai mult decât atât. În schimb, cel puțin în cazul popularilor, este și un moment în care cred că începe și acolo ceea ce se numește un mercato, pentru că vor fi de împărțit funcții. Vor fi inclusiv Consiliul European, doamne, Consiliul Uniunii Europene, nu e așa? Trebuie să încearcă a se găsi ceva pentru domnul Iohannis, nu? Se fac jocuri. Sigur, e o perioadă preelectorală și la nivel, așa cum e o perioadă, așa cum arată perioada preelectorală în România, arată perioada preelectorală și la nivel european. Sigur, la noi e în tușe ceva mai groase, că asta e, noi suntem țara lui Caragiale. Dar, în esență, da, reuniunile... Da, vezi vreun risc în prezența
popularilor din Austria în contextul în care Nehammer va fi prezent la, la acest eveniment. Vorbim totuși de o temă a accesului, aderării noastre la spațiul Schengen, care trebuie tratată cu multă atenție. Ce fel de risc? Despre ce fel de risc care ar fi? Nu știu, uite, niște proteste, să-i întâmpine cu niște proteste, că ne țineți la poarta Uniunii Europene, a spațiului Schengen. Trebuie identificată mașina în care e domnul Nea, nu, e complicat și nu. La noi, noi nu avem o cultură a protestului, deci pe noi ne împinge în stradă disperarea. Întotdeauna așa s-a întâmplat. Și pe fermieri, nu avem proteste. Poate dacă vizita cancelarului Nehammer s-ar fi întâmplat în perioada de concedii, când stă românul 3 ore în vamă la bulgari și 3 ore în vamă la greci, exagerez puțin, atunci, sau la 6 ore la Năzlat, atunci da, poate că s-ar fi întâmplat așa ceva. Acum, sincer, nu cred că există un risc de acest fel. Eu mă gândeam că poate cu această ocazie, cel puțin a primului eveniment din martie, a popularilor europeni, să îl vedem pe președintele Klaus Iohannis, înțeleg însă că îl vom vedea mâine, va avea o primire oficială la Palatul Cotroceni, da, pentru că nu l-am mai văzut de anul trecut. Da, pot să spun că nu sunt, cred că nici nu trebuie să explic lucrul ăsta, vreo simpatizantă AUR sub nicio formă, dar trebuie să admit că acțiunea lor cu reclamarea dispariției președintelui a fost amuzantă. O acțiune politică inspirată. N-am ale reproș. A fost inspirată. Chiar a pus degetul pe rană. Știți ce se întâmplă dacă oricare dintre noi lipsim de la serviciu o lună întreagă? Sau, mă rog, nu suntem vizibili. Munca noastră nu este vizibilă de către plătitorul nostru, da? Patron. Poate venim, dar stăm sub masă, stăm la toaletă, dar dacă plătitorul nostru, patronul nostru, nu vede ce am făcut noi o lună, plătitorul domnului președinte, angajatorul fiind poporul român, nu e o problemă? N-am avea o problemă fiecare dintre noi? Nu ni s-ar spune, prietene, dar de ce te plătesc? De văzut îl vom vedea mâine, nu știm dacă va fi și o declarație oficială. În fond se întâlnește cu prim-ministrul Republicii Socialiste Vietnam. O primire oficială. Înțeleg că urmează o vizită în Vietnam, deoarece este o destinație care nu a fost explorată până acum și e păcat de Dumnezeu. Trece vremea, nu se știe ce aduce viitorul. Acum, dacă a venit prim-ministrul la noi, poate nu întoarcem atât de rapid această vizită. De ce? Așa e frumos. Te duci la acasă dacă a venit la tine. Diplomatic. Poate trimite ministrul de externe. Mă uit și la celelalte evenimente, aș vrea câteva considerații vis-a-vis de previziunile pentru săptămâna care urmează. Mâine senatorii vor fi convocați într-o sesiune extraordinară, potrivit unor surse guvernamentale, pentru aprobarea ordonanțelor de urgență adoptate de guvern în contextul protestelor transportatorilor și fermierilor. Domnul Ciucă, înțeleg că îi aduce din vacanță, iată, pe aleșii noștri. De asemenea, așteptăm să vedem această prima apariție a președintelui din acest an cu ocazia primirii prim-ministrului Republicii Socialiste din Vietnam. Totodată ne uităm la ceea ce se întâmplă marți, este reuniunea Consiliului Uniunii Europene pe agricultură și pescuit. Acolo au fost câteva solicitări pe care fermierii, iată, și le mențin în continuare și pun presiune pe oficialii de la București să negocieze și să-i apere de produsele alimentare, agroalimentare din Ucraina. Urmărim cu atenție și faptul că medicii de familie sunt în continuare nemulțumiți, anunță un meeting de protest în fiecare județ din țară, marți, începând cu ora 13. Iar noi ne uităm la clasa politică care, cum ai văzut că a gestionat Radu Delicote toate aceste presiuni, iată, ale protestatarilor, fermieri, transportatori, sănătate, domeniul sănătății și el afectat de tăieri bugetare? Amestecat pentru că o parte din aceste proteste puteau fi evitate. O parte cumva puteai, prin măsurile pe care le-ai fi luat ca guvern anticipat, să reușești să ajuți o parte din categoriile socioprofesionale nemulțumite. Separat de acest lucru, prea reactiv din punctul meu de vedere, cred că mergea cabinetul premierului să comunice puțin mai proactiv și, scuzați-mi expresia, mergea, dar fix, apropo de transportatori, nu am văzut cu adevărat o implicare activă decât până în ultimul moment,
doi la mână și trei la mână, să știți că inclusiv nevoia opoziției și ce mai la AUR de a capitaliza și inclusiv PNL o parte, de a capitaliza politic pe seama acestor proteste, ar trebui să le fie, dacă vreți, o hârtie foarte serioasă de turnesol, acum ar trebui să adapteze pe viitor la comunicarea publică. Deci, într-un cuvânt, amestecat, din ce în ce mai mult, aștept din ce în ce mai multe categorii socioprofesionale să iasă în stradă din motivele lesne de înțeles, deci guvernul va avea de furcă să gestioneze aceste crize în perioada următoare și cred că ne așteptăm o perioadă încărcată din punct de vedere social, tocmai că oamenii vor fi din ce în ce mai nemulțumiți. Îl va avantaja pe domnul Ciolacu cu toate aceste nemulțumiri sociale, Ioana N. Dojoiu, în această postură de negociator al celui care cu calm și răbdare să găsească măsuri pentru fiecare, deși, cum bine spunea Radu Delicote, putea fi mult mai proactiv, putea avea informațiile astea cu nemulțumirile fermierilor de când a început războiul cu Ucraina, în Ucraina, respectiv să nu dea acele ordonanțe la finalul anului trecut, care practic au tăiat din banii din buzunar a fermierilor. De comunicat poate să comunice mai bine, adică a fost o gafă imensă că în timp ce protestatarii erau la porțile Bucureștiului să se ducă la premieră, la cinema. Deci din punctul acesta de vedere se poate îmbunătăți. Pe fond nu știu cât poate să mai împartă, pentru că toți cer și este foarte greu să le dai la toți în condițiile bugetare pe care le cunoaștem. Deci nu cred că îl avantajează, dimpotrivă, cred că îl erodează foarte tare și ele cred că reprezintă principala ezitare în abordarea prezidențialelor de anul acesta. Mulțumesc tare mult, Ioana N. Dojoiu, Radu Delicote, pentru prezența la Special B1 TV. Doamnelor, domnilor și dumneavoastră, că ne-ați urmărit, să rămâneți alături de B1 TV, să aveți o seară excelentă!